Binecunoscutul și apreciatul medic și scriitor Ovidiu Dragoș Argeșanu și-a lansat cartea intitulată Celei 7 peceți ale Bibliei, la Deva. Interesul său față de misterul vieții și al morții, față de abisurile sufletului omenesc, l-a determinat pe Argeșanu să abandoneze studiile de inginerie și să se dedice medicinei, în mod deosebit psihiatriei. În paralel, a fost preocupat de studiul aprofundat al Bibliei, al credințelor care au dominat istoria omenirii de-a lungul timpului. Printre activitățile culturale organizate de Biblioteca Județeană Ovidensu-Șeanu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, s-a numărat și întâlnirea cu renumitul medic și scriitor Ovidiu Dragoș Argeșanu, care și-a lansat cartea intitulată Cele 7 peceți ale Bibliei la Deva. Astăzi, oamenii sunt frământați de tot mai multe întrebări despre viață, moarte, credință, divinitate, oricum s-ar numi în diferite religii de pe glob, puterea gândului și misterele vieții de dincolo. Și înșiruirea nu se oprește aici, sunt întrebări care nasc încă nenumărate întrebări care se așteaptă răspunsul. Cu siguranță, lectura cărții va fi incitantă. Și așa cum se întâmplă ori de câte ori ne întâlnim cu domnul doctor Dragoș Argeșanu, toți cei prezenți se vor îmbogăți spiritual, își vor evalua și reevalua momentele importante ale vieții, cumpenele, ceasurile de îndoială, își vor pune întrebări legate de lumea în care trăim, atât cea exterioară cât și lumea sufletului nostru. Îi mulțumim domnului Dragoș Argeșanu pentru că astăzi este din nou împreună cu noi. Îl așteptăm de fiecare dată cu aceeași bucurie și cu același sincer interes. Pornind de la tot ceea ce a aflat din studierea aprofundată a Bibliei, scriitorul a dezvoltat o interesantă abordare despre pecețile din Cartea Sfântă, pe care le expune și le analizează în scurte, dar argumentate eseuri. Sunt analizate pe rând aceste așa zise peceți: facerea, omul, reîncarnarea, trecut, prezent, viitor, calea, demonul, îndumnezeirea și iubirea. De peceți e, de fapt, o revizuirea cărții inițiale. De data asta vorbesc chiar despre partea de Biblie. Evident că în timpul ăsta viața ne oferă tot felul de surprize. Le găsim, mai ne schimbăm, mai înțelegem, cine știe pe unde ajungem, dar cert este că aduce niște informații noi în ceea ce privește studiul Bibliei, cred. Pentru că cred că cea mai mare problemă este să trăiești în eroare. Și atunci, eu l-aș spune în felul următor: lăsați-vă mințile deschise, lăsați-vă inimile deschise, pentru că viața este făcută să-ți arate unde greșești. Și îți vine cu exemple ca să arate unde greșești, pentru că Dumnezeu îți dorește niște oameni care să fie buni, înțelepți, cum să vă zic eu, sănătoși, bogați. Nu ne vrea nimeni nici săraci, nici proști. Deci Dumnezeu în niciun caz nu vrea asta. Dar ca să faci treaba asta, trebuie să ai curajul ca la un moment dat când îți dai seama că bă, ceva nu e în ordine, să schimbi acel ceva și să cauți care este adevărul. În finalul prezentării, participanții au purtat o amplă discuție cu autorul și a avut loc o sesiune de autografe.